Hai să-ți arăt cum să pregătești o bunătate de ciorbă cu cartofi noi. Perfectă pentru vara aceasta. Într-o oală încăpătoare am pus câteva bucăți de carne de pui, apă, o lingură cu sare și am lăsat totul la fiert. Am sfumat bine carnea, după care am adăugat câteva fire de țelină, o ceapă întreagă pe care doar am marcat-o cu un cuțit, jumătate de ardei, 2 morcovi și am lăsat totul la fiert. Dacă îți place această rețetă, apasă butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și cel de urmărire pentru că postez în fiecare zi. Am tocat mărunt o ceapă de mărime medie și am dat pe răzătoare un morcov. Le-am pus la călit în puțin ulei, cât să capete culoare. Am folosit câțiva cartofi noi, pe care i-am spălat bine înainte și i-am tăiat în bucățele mai mici. Dacă te deranjează coaja, o poți îndepărta cu ajutorul unei lingurițe. Când carnea a fost fiartă, am scos-o, la fel și legumele. Dintre acestea am păstrat doar morcovul și carnea pe care am scos-o de pe oase. Am pus în supa fierbinte cartofii, legumele pe care le-am călit puțin înainte și, bineînțeles, am folosit și jumătate de ardei roșu și unul portocaliu, dar poți folosi de care ai și de care îți place. Am pus în ciorbă țelină, ardeiul tocat mărunt adineaur și am amestecat totul foarte bine. Într-un bol încăpător separat am pus câteva linguri cu iaurt grecesc, zeama unei lămâi și cu ajutorul unui polonic am pus puțin câte puțin din ciorba fierbinte. Am turnat-o înapoi ușor, după care am adăugat restul de legume, carnea, un pumn de tăieței și la final am adăugat puțin bulion. Dacă nu ai lămâie, o poți acri și cu borș. Și bineînțeles, mult pătrunjel și leuștean proaspăt. Lasă mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre această rețetă. Care este ciorba ta preferată? Poftă bună, vă pup!